Angelo! Angelo! Bătrânule, viitorul meu ține de victoria ta. Hai, spune-mi că te descurci. Mă descurc. Te descurci? Mă descurc. Ești cel mai tare? Sunt cel mai tare. Bun, du-te acolo și fă-mă mândru. Vă întrebați de ce e important ca bătrânul să câștige un meci de ping-pong? Totul a început cu conferința între părinți și profesor, cu un anume Owen Fit. Pot împrumuta paleta o clipă? Sigur, fiule. Au! Ping-pong. Acum 3 zile mi-am strâns echipa pentru o ședință de urgență. Amice, să știi că Fit te va face praf. E doar o conferință părinți-profesori. Am adunat 24 de feste în 2 luni. Poate trebuia să o iei mai ușor. Dar festa 24... Să dai drumul greierilor în clasa lui Fit? A fost una clasică. Cele 4 planete interioare mai mici, Mercur, Venus, Terra și... Ce-a fost asta? Cum spuneam, Mercur... E un greier aici? Ah. Oh. Angelo! Când Fit o să le spună părinților tăi, o să fii pedepsit pe viață. Am fost pedepsit pe viață anul trecut. A ținut doar 5 săptămâni. 6. Părinții adoră să exagereze. Nu-mi fac griji pentru conferință. Părinții mei nici nu vor merge. O, doar iau asta. Salut! A venit poșta! Cum? Ce se întâmplă aici? Angelo, tu n-ai adus niciodată scrisorile. Doar fac și eu ce pot să ajut prin casă. Minunat, dragule! Acum să tratăm invitația. Bisturiu? Patru mai. Pastă corectoare. Stilou negru. Ia-l pe cel negru cu vârf mărimea 4. Gogoașă glazurată. Grozav! Când îi dau asta mamei, va nota o dată nouă pe calendarul ei. Dar Fit se așteaptă să meargă cineva la conferință săptămâna asta. M-am gândit deja la asta. Oh, deci vrei să fiu bunicul tău fals pentru conferința părinți-profesori? Da, pot să-i spui domnului Fit că părinții mei sunt în Wisconsin. Când aveam vârsta ta, am luat o piñata mexicană să-i țină locul mamei la o conferință între părinți și profesori. Piñata? Cum a funcționat? Trebuia să fie acolo. Deci te bagi? Ah, sigur o fac, dar am o condiție, fiule. Spune-o! Vreau să câștig turneul anual de ping-pong al centrului comunitar. Iar dacă nu câștig, mare scofală. Și asta e. Cât de greu poate fi? Când e? Mâine. Fii rar. N-avem mult timp să-l antrenăm. Pe bune. E mai greu decât pare. Asta nu va funcționa. Vezi asta? Da. Trebuie să devii o minge. Trebuie să devin o minge? Exact. Fii mingea. Fii mingea. Ești gata? Sunt mingea. Sunt mingea. Au! E timpul pentru planul B. Da, iată-ne. Înapoi de unde am început. Ești cel mai tare? Sunt cel mai tare! Bun! Du-te acolo și fă-mă mândru! Te fac țăndări! Nu aș conta pe asta! Atunci te fac țăndări pe tine! De ce pe mine? Eu nu joc! Fără motiv! Îmi place să fac țăndări lucruri! Nu uita! Dacă nu câștig totul, afacerea cade! Nu-mi fac griji! Punct pentru bătrânel. Am înlocuit mingile lui cu ale mele. Ce? Dar ce credeți că fac? Maneti, nu lovi mingea atât de tare. Dacă mai spargi una, ești descalificat. Bine, de data asta o lovesc ușurel pentru bătrânel. Pleacă de aici! Afară!
ai pierdut meciul. Abia am atins mingea. Bătrânelul câștigă. Punct pentru bătrânel. Punct pentru bătrânel. Punct pentru bătrânel. Au! Ulei de măsline pe mâner. Punct pentru bătrânel. Încă un punct pentru bătrânel. Bătrânelul, toate punctele la bătrânel. Câștigă bătrânelul. Felicitări, ai ajuns în finală. Bravo! În sfârșit pot să mă duc și eu la baie. Grozav, bate palma. Au, șalele mele. Ești bine? Firar, om la pământ. Oh, cred că am întindere. Au, nu sunt sigur că voi putea continua. Trebuie, avem un târg. L-ar putea înlocui cineva. Zonka nu va ocoli regulile. Hei, 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 Zonka, hei. E în ordine dacă Angelo mă înlocuiește, am făcut întindere. Eu? Nu, nu, regulile spun, doar dacă cineva e rănit. Dar nu mă pot mișca. Da, e rănit. Bine, tu mă înlocuiești și câștigi. Eu te înlocuiesc și voi fi bunicul tău fals. Mă întreb cu cine joci. Angelo! Domnule Fit! Sunt surprins să te văd aici! De asemenea! Știu că deseori ai o festă în mânecă, dar nici să nu te gândești să încerci așa ceva cu mine în timpul meciului! Nu vă faceți griji! Nepotul meu joacă mereu corect! Pot face asta, Angelo! În ordine, Angelo! Arată-i domnului Fit! Meciul e al tău! Te descurci! Și acum începem! E finala campionatului de ping-pong! Angelo, înlocuitorul de ultimul moment al rănitului bătrânel, contra profesorului și inamicului său, domnul Fit! Ați văzut cum s-a învârtit mingea? Angelo nu a văzut! Și iată că o face din nou! S-au jucat numai două puncte și, din punctul meu de vedere, se pare că domnul Fit va câștiga! Este sigur! Pauză! Ascultă-mă, Angelo! O poți face! Te-am mai văzut jucând ping-pong! Joci bine! Dar nici nu ating servele lui Fit! Nu te mai juca cu Fit! Joacă-te cu mingea și fii atent la minge! Fii mingea! Fii mingea! Fii... Nu ai încercat asta cu bătrânul Amice, deja? Acum viața lui nu mai este în joc! Bine, voi fi mingea! Nu a văzut-o venind. Și brusc, bum! Avem parte de un meci adevărat, da-da. Dar de unde a venit acest puști? În anii de când sunt reporter, nu am văzut niciodată o etalare bruscă de tenacitate și pricepere la ping-pong cum am văzut astăzi. Parcă luptă pentru supraviețuire cu fiecare balansare a paletei, dar totul se reduce la asta. Următorul punct câștigă. Lovește prea tare și Angelo pierde. Angelo pierde! Domnul Fit câștigă! Ai învins, Owen! Domnule Fit, excelent, domnule Fit! Domnișoară! Bun meci, dar târgul e târg, ești pe cont propriu. Regret! Acum domnul Fit e înăuntru cu părinții mei. De ce durează atât de mult? Probabil se gândesc cum să te pedepsească. Mă bucur că te-am cunoscut. Mersi pentru gândirea pozitivă. Pentru nimic, dar sincer, mă bucur că te-am cunoscut. E timpul să înfrunți muzica. Revin imediat. Nu prea cred. Poți iau colecția ta de benzi desenate. Nu. Deci, domnul Fitz spune că te descurci super fantastic anul ăsta. Ha, ha. Sunt vorbele sale. Ei, ca să vezi, sunt uimită. Domnul Fit e brusc cel mai mare fan al tău. Incredibil. Sigur că e.
Oh, cine știa că poți asta? Eu știam. Domnul Fit nu mi-a făcut recenzierea până la urmă. Cum plănuisem? Poftim? L-am lăsat să câștige la final. Am văzut cât de mult dorea Fit să câștige și acolo și atunci am decis să schimb planul. Era la noroc, dar a fost doar temporar ca bătrânul să se dea drept bunicul meu. Fit le va spune cândva părinților mei despre farse. Deci să lași pe Fit să te învingă, mai ales pe tine, i-a dat o dispoziție atât de bună încât a uitat de farsele tale. Exact! Wow! Aș vrea să fi folosit și eu tehnica asta! Au dublat în limba română actorii Carina Marin, Petre Ghimbășan, Cosmin Petruți, Ioana Dagău, Anca Simirian. Traducerea și adaptarea Andana Ștrem. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea. Angelo! Ein perfekter Plan mit einem perfekten Ende.